Polițiul județean Mahălău e un parteneriat cu asociația celor primate state din România. Aceste acțiuni inițiate de asociația celor mai primate state din România sunt acțiuni care ne-au permis nouă și de asemenea ne-au ajutat să le promovăm ceea ce este mai de preț pentru sufletul românului, pentru spiritul românesc și pentru promovarea tradițiilor, obiceiurilor, în general a valorilor patrimoniului material și imaterial. Este vorba despre mediul tradițional, mediul rural. Înainte de a ruga pe domnul director al Direcției de Dezvoltare Durabilă și Managementul Proiectelor în cadrul Consiliului Județean Bacău, permiteți-mi să reamintesc câteva cuvinte rostite de Lucian Blaga, care le-a rostit într-un moment special din viața sa, atunci când a fost ales ca membru al Academiei Române. Mândria satului de a se afla în centrul lumii și a unui destin ne-a menținut și ne-a sprijinit ca popor peste veacuri deloc norocoase. Aceste cuvinte ar trebui să le cunoaștem noi toți și, în mod special, tânăra generație, de ce nu și generația viitoare, pentru a ne uni forțele în a menține, în a păstra, a conserva, a promova valorile patrimoniului satului românesc și pentru a ne uni forțele în a dezvolta responsabil acest mediu tradițional. Domnul director, spuneți câteva cuvinte și vă accentuați partea de colaborare cu asociația celor din acest an. Mulțumesc mult! Mulțumesc pentru frumoasa prezentare pe care ați făcut-o. Aș dori să transmit scuzele domnului președinte Sorin Brașoveanu, care nu poate fi astăzi prezent datorită agendei încărcate. În același timp, vreau să mulțumesc pentru colaborare celor patru sate care fac parte din Asociația celor mai frumoase sate, domnilor primar pentru implicarea de care au dat dovadă în cursul acestui timp, pentru că acest proiect se desfășoară de câțiva ani și fără sprijinul dumneavoastră și implicarea efectivă a lor nu am putut astăzi fi prezenți. Plachetele din spatele nostru, care vor fi remunerate astăzi, considerăm că sunt o recompensă pentru munca depusă de-a lungul acestor ani și pentru sprijinul pe care l-am avut noi, Consiliul Județean, întotdeauna în domniile lor. Nu o să vreau să fiu foarte lung. Această întâlnire pe care am dorit să aibă loc la sediul Consiliului Județean, vine ca o confirmare a eforturilor făcute de-a lungul anilor. Nu vă ascund că noi am discutat, ne dorim continuarea acestui parteneriat. Veți afla în perioada următoare și activitățile pe care le vom desfășura în viitor. Și cred că ușor-ușor ar trebui să dăm cuvântul și dânșilor, pentru că ei sunt motorul acestor acțiuni. Înainte de asta, aș vrea să dau cuvântul domnului Nicolae Marghior, care este președintele Asociației Cele mai frumoase sate, și apoi domnului Brăneanu, care este reprezentant al consilierilor județene. Înainte de toate, aș dori să mulțumesc domnului președinte al Asociației Cele mai frumoase sate din România, domnul Nicolae Marghior, pentru frumoasele evenimente și acțiuni prin care asociația ne-a promovat fie direct, fie virtual, ceea ce avem despre a noastră, ceea ce avem mai de preț, valorile culturale, istorice, ale mediului rural și cele mai frumoase sate din județul Bacău și automate din
România. Mulțumesc, Luciana, bună ziua! Și bine, bine ne regăsim într-un moment, zic eu, important pentru noi, pentru că anul acesta se vor împlini și 10 ani de când a creat Asociația cele mai frumoase sate în România. Iar lucrul ăsta nu se putea întâmpla decât împreună și decât cu alături de oameni foarte pasionați, care sunt prieteni și care sunt colaboratori extraordinari. Aici țin foarte multă mulțumesc domnilor primari, care sunt și fondatori, dumneavoastră sunt și fondatori asociații. Și vreau foarte, foarte tare să mulțumesc, să îmbrățișez cu drag colaborarea pe care o avem cu Consiliul Județean Macău, iar Silviu, Roxana, Otilia, domnul președinte și de anul acesta mai multă lume alături de noi, că încercăm să implicăm și liceele. Nu vreau să lungesc foarte tare, pentru că sunt multe de vorbit și sperăm să reluăm colaborarea și să organizăm, așa cum am făcut, mai multe evenimente în satele și cu multe dintre într-un parteneriat cu Ministerul Turismului. Suntem în discuție să propunem mai multe evenimente pentru anul viitor. Și, bineînțeles, vom relua o parte din activitățile noastre de promovare și de împreună cu Ministerul Turismului. Avem, participăm la standurile de promovare, avem un ghid al cele mai frumoase sate. Sunt mai multe proiecte și proiecțiile, e adevărat micuțe, dar ele sunt importante pentru că nu numai că ne promovează, dar există și șansa noastră de a ne pune în valoare anumite comori pe care le avem în satele noastre. Când vorbim de cele mai frumoase sate din România, vorbim și despre cele mai frumoase sate din Europa, pentru că ideea de cele mai frumoase sate s-a realizat în Franța în anii 80. Deci acum 40 de ani, 30. Și de ce s-a creat modelul ăsta, care există și în Franța, și în Italia, și în Japonia, în ideea de a propune o serie, de a găsi niște soluții, pentru că satele, așa cum s-a întâmplat în Franța, în anii 80, așa se întâmplă și la noi, se depopulează, tinerii pleacă. E foarte dificil, în contextul actual, să crezi doar în agricultură, trebuie să înveți, să duci la facultate și nu știu dacă te mai întorci. Dar contextul în care infrastructura se va dezvolta, eu zic că vom avea o șansă să revitalizăm și o parte din tine, dacă nu toți, o parte să se întoarcă și să înceapă o mică afacere. Lucrurile astea se întâmplă și trebuie să și recunoaștem lucrurile bune pe care vreau să le faceți. Satul românesc se modernizează, e adevărat că nu la viteza pe care o urmărim cu toții, dar sunt pași foarte importanți și dumneavoastră ca primari și locuitori, prin meșteșugul, prin ATA, prin ceea ce faceți în viața de zi cu zi, contribuiți la viața acestor sate. Sunt 4 cele mai frumoase sate ale județului Bacău alături de noi și o să vă rog pe voastră, ca domnul primar, să spunem ce avem noi frumos din punct de vedere al ATEI, al meșteșugului, al proiectelor pe care le identificați în comună. Noi ne-am dorit, că dumneavoastră și știți lucrul ăsta, să reprezentați pentru noi niște modele de dezvoltare. Pentru ce înseamnă sat frumos? Deci păstrează tradiții și obiceiuri specifice, are un muzeu, are un ansamblu folcloric, oferă, pune în valoare, trasee turistice, sau atragă anumite tipuri de investiții în zona aceasta. Organizează un eveniment, dumneavoastră în fiecare an organizați un eveniment pe care noi vrem să-l promovăm la nivel național. Asta înseamnă sate frumoase. Și satele frumoase sunt făcute de oameni frumoși și sunt făcute de oameni pasionați. Și încă o dată eu nu vreau decât să fac această ocazie să vă mulțumesc și să vă invit să instalăm aceste panouri. Dacă doriți mai multe, o să vă dau, nu știu, din zări și să vă dau, să le puteți comanda, să vă putem face-o. Iar cu ocazia următorului eveniment pe care îl organizăm împreună cu Consiliul Județean, domnul președinte a susținut foarte tare ideea aceasta de a pune în valoare pe dintre cele mai frumoase sate și Salina de la Târgu Ocna, care alături de Turtie, de la Stădin, reprezintă
un obiectiv turistic național și noi îl dorim să promovăm internațional și pentru asta vom organiza Festivalul European al Salinelor la a doua ediție. Și atunci vom fi la Dovdeana și la Balanca, unde vom instala acest pentru o ceremonie oficială, pentru că vor veni reprezentanți de 6 țări, Spania, Italia, Elveția, Franța, Bulgaria. Și cu ocazia asta de unor chimare, să vă rog, anul acesta să facem la Balanca și la Dovdeana, iar în următorul an să organizăm, tot cu ocazia acestui eveniment pe Festivalul Salina, o ceremonie de instalare la Cașin și la Oitus. Asta am avut eu să spun și să rezum, pentru că e o zi lungă și nu vreau să mă mulțumesc că ați ajuns până aici, și să ne revedem cu ocazia instalării efective în comunele dumneavoastră. Vă mulțumesc! Aș vrea, domnul Brăneanu, în care reprezentant al Consiliului Județean, să ne adreseze câteva cuvinte, iar apoi vom trece efectiv la numărarea articolelor și la discursul domnului. Da, mă gândeam acum că ar trebui un preot să vină să le plătească plătările respective. Deci nu, pentru că așa e. Și asta face parte din spiritul județean să rămânească. Că orice să... La instalare. La instalare. Să nu avem să-mi vedeți. Da. Doar câteva cuvinte, mă bucur că sunt dumneavoastră azi aici, pentru că cu domnul Mario am început această acțiune, când eram nici președinte, cu 10 ani, iată, au trecut 10 ani. Atunci, pe orice început, părea așa mai, cum să zic eu, relativ, iată că ea s-a concretizat în acești ani și că zona aceasta a Batoului are încă potențial etnografic, folcloric, de spiritualitate autentic românească. Din păcate, doar zona de munte e cea care mai conservă și conservă acest lucru, pentru că acolo sunt niște oameni noștri care au rămas cu sufletul ancorat în trecut, în tradiții, în spiritualitatea aceasta specific românească. Pentru că implicarea autorităților contează de noi. Și rezultatele se văd. Acolo unde autorităților se înștiu, rezultatele se văd. Acolo unde există oameni care sfințesc locul, așa cum spune românul, iarăși rezultatele se văd. Bine, nu numai aceasta este, șansa pentru ca acest lucru să dezvolte. E foarte greu să faci acest lucru, de exemplu, cu statul din Stânga Siretului. Nu că nu s-ar putea face, pentru că nu mai sunt tineri, nu mai vine nimic în urmă, nu mai sunt tradiții, s-au pierdut, s-au pervertit. Asta este poate partea dureroasă a noastră, a tuturor celor care avem responsabilități și iubim totuși spiritualitatea aceasta românească. Dar felicitări de asociații celor mai frumoase în ceea ce face, pentru că și-a asumat această sarcină grea de a promova, și turistic satele cele mai frumoase. Iată că ghidul acela pe care l-ați făcut deja circulul și asta e bun, deja am văzut reacțiile la foarte mulți turiști care vor să vină în România, satele românești și din Ardeal, probabil într-o zi și în cele din Moldova și din Muntenia, să vină să petreacă clipe de neuitat în zonele aceste tradiționale de culturale românești. E adevărat, francezii cheltuiesc mulți bani sau fac investiții mari pentru a reconstitui satele pierdutele lor. Dar ei m-au și reconstruit. În păcate, la noi nu prea mai ce reconstruit, fiind casele fiind făcute de nimeni din Gălătuși, din Chimpin, deci au fost făcute multe din ele deja desparse de râm. N-ai să investești, ei investesc în satele lor pentru că au acele case de piatră care nu există stat, acum le pun într-un circuit turistic. Bine, se va putea găsi și la noi să facem lucrurile încât să punem în valoare partea tradițională, partea etnografică. Oricum, nu lungesc prea mult, felicitări primarilor, celor patru primari care vă invitați și pune sufletul în tot ceea ce faceți. Vă felicităm în Consiliul Județean. Și de asemenea, oamenilor de suflet care aveți acolo, care zi de zi gândesc cum să facă,
să mențină și să ducă mai departe tradițiile specifice locului. De asta contează primul, spiritualitatea locului. Tradiția, pentru că vedeți tot mai mult se pervertesc lucrurile acestea și vedem așa un fel de luate mai pe mai ușurință, în fel aici. La dumneavoastră, în schimb, în zona de munte, mă bucur că faceți tot efortul să mențineți autenticitatea. Și asta contează. Că dacă nu menținem autenticitatea, aș face chinci. Cu timpul, aceste lucruri dispar, ele se transformă în totul acela și se ajunge la contrarul ce se dorește. Felicitări încă o dată tuturor celor care vă puteați. Sunteți așa de minunați, de frumoși în costume acestea populare, autentice, tradiționale. Cât e normal să vă ochii străinilor, tuturor străinilor. Noi nu știm să facem acest lucru. Mă bucur de exemplu, oamenii noștri, ca Domnul Mariol, care vrea totuși să facă împreună cu dumneavoastră, în trația public, să facem aceste lucruri. Pentru că avem nevoie să dezvoltăm satul și toată cântul local, pornind de la ceea ce avem noi în fiecare localitate. Felicitări încă o dată și tot ce, celor care sunteți azi premiați, pentru că trebuie să dau și premii, nu mai e așa. Și felicitări pentru tot ce faci. Țineți tot așa, pentru că e nevoie într-o Europa și într-o Europa așa cum se vrea, nu știu, a statelor, nu știu, federală, nefederală, sau în globalizarea aceasta în care lunecăm încet cu încetul, doar cultura și spiritualitatea proprie ne mai poate menține ca neam și ca popor. Altfel dispărem și ar fi mare păcat să ajungem la acest moment de răscruce și să nu avem capacitatea și puterea de a merge mai departe. Vă mulțumesc și sănătate și felicitări încă o dată, câștigător. Da, și acum îmi dați un moment pe mai așteptat. Deci, și așa cum a spus și domnul Cotrivian Mera, premianții apoi a dorit să-și motiveze premiul. Felicitări! Mulțumim frumos! Să urcăm anunțele! Spuneți câteva lucruri de plecat și... E mai bun la toate cealaltă. Suntem veniți din Rupă și Dragostavre, acum
aproximativ 30 și ceva de ani, prin rasumanță cu oi, ceea ce spunea doamna Pascu înainte. Am venit pe frumoasa Valea Cașului, pe acest frumos plai neolitic, unde am văzut păduri seculare, unde erau pajiști minunate și apa limpide, ca și cristalul, al pădurii Cașului. Strămoșii noștri s-au așezat aici, au găsit o comunitate de moldoveni, pe care de altfel i-au asimilat ei muntenii, și mai suntem venit și din Țara Vârstei, din Țara Făgărașului, din Transilvania, ceea ce nu de mult am îndrăznit să afirm că la noi, la Cașin, s-a născut românismul. De ce? Fiindcă aici se întâlnesc locuitorii în cele mari provincii spunice românești, Țara Muntenii, Țara Transilvaniei și Țara Moldovei. Vedeți dumneavoastră că la noi, la Cașin, se aici un pic că se moldovenesc, se vorbește cu dă, cu pă, deci s-a păscat atâta sute de ani. Ce-i frumos la Cașin? Este frumusețea moldoveanului, a moldovencelor, a femeilor moldovence. Se găsește istețimea munteanului și negoțul acestuia și hărnicia a dăreanului. Vedeți acum pe film un cimitir cu Șovesteanu. Am reușit și am vizitat acest cimitir unic de acum în România, suntem primii care l-am reînviat. Acest cimitir a fost înmormântat, în acest cimitir a fost înmormântat. Vreo 4 și ceva de ostași care au părut în anul 1917, în unul de pe Valea Cașin, în Sticlărie, unde am ținut pe nemți în loc. Dacă istoria spune că s-a câștigat războiul la Mărășești, la Oicuz și la Cașin, a fost adevărat un câștig. Dacă reușeau nemții să treacă prin pas, Oicuz și prin Cașin, ajungeau fără niciun foc de armă, defilau până la Iași, unde era conducerea României de trasă de astăzi. Iată că suntem destinați de a ne afla și în calea frontului. Ce mai e presunat ca așa? Că fiind linia de fortificații din 1945, de cazemate, care sunt și astăzi, care au fost distruse, detonate de ruși, dar ele există. Găsim trei biserici monumente istoric, în caș în Biserica Domnului a Maicii Domnului, Sfântul Covenesc, Sfântul Muntenesc, biserică făcută din cupeată de râul Cașin, Biserica Sfinții Mihai și Gavril, din Cașin, făcută în drept de stejea, de pe loc, deci oamenii de atunci au tăiat stejeaul din acel loc cu Cașin și a făcut biserica. Biserica Sfântul Nicolae din Misterie, zic eu așa, din satul Culița, care la începutul a fost rostit în zeles. Ce mai găsit la Cașin, în tradiții, Cășuneanu, la Biserica Dragoslavie, au iubit și cai, în afară de voi, au iubit și cai. De ce iubeau cai cei de lucrăsul la Gustavie, că nu știu, nu știu. Fiindcă acolo era granța dintre țara românească și țara Transilvania. Când cei de lucră iubeau un spir la domnitorul țării muntenești, trasau granța la lucră. Când cei de la Dragoslavie iubeau mai mult biriechi, trasau granța de la ei. Fiind o zonă muntoasă acolo, care a sărbit zona, a văzut pasul, gran și zonă muntoasă, pasta se făcea cărare pe cap. De aici a plecat dragostea Cășuneanului pentru cap. Ce găsim la Cășune? Negoțul, care s-a făcut prin răușie, cu căruța, cu viltie. De astfel am reînviat la noi la Cașin, de unul cu domnul Dosei, cum a zis doamna mea înainte, și în fiecare care e lună în adus, de Sfânta Maria, avem cea mai frumoasă manifestație de defilare a căruții cu viltie, unică de acest gen în România. Vă invităm de zile comuni să veniți la noi, că nu aveți ce pierde, aveți ce vedea. Obârșia Neolitic. Dacă suntem mocani, așa suntem noi numiți în zonă mocani, cei de prijumii noastre, ba să zic că sunt coșani sau care au deșenit în discuții istorie sau așa mai departe, noi suntem singurul apucătat din acea vale care suntem numiți mocani. De, la nici 30 km distanță de comuna noastră, dar este în comuna Mănăstirea Cașin, este unicul loc geografic pe harta României, unde se regăsesc și se întâlnesc cele trei provincii ținuturi din Balada Iulica. Este pe vârful Zboina, la altitudinea de 1700 de metri înălțime, unde se întâlnește Mănăstirea Cașin, care reprezintă Baciul Moldovean, da? Sobeja, care reprezintă Baciul Frâncean și Brescu, care reprezintă Baciul Ungurean. Deci,
Gălărița, bada Gălărița, putem vorbi cu domnul Levit, că se pot eu, pe Valea Dolorului, în Cască, oriunde. Dar ei nu au acel punct geografic pe care îl avem noi. Și atunci noi răspundem că suntem care suntem de Africa în Fărloși, cum se spune la noi, adică mânării, că la noi s-a născut Miorița, când a venit în moșul noștri, s-au așezat pe vaga frumoasă la cașă. Piețele sunt ghilimele, poate îndrăgnesc la mult. Ce mai avem noi frumos la cașă? Avem o mare frumoasă, care, în cadrul său turistic, se poate vizita acest cimitir, împunând prielurilor de la Sticărie, cazematele, aceste biserici în monument istoric, aceste porți de lemn, cu trei scriuși au pe aici, vedeți, dumneavoastră, de unde vine legătura și cu țara Drașovaia? Porțile de lemn cu trei scriuși acoperiști se găsesc în mare parte în țara Ardealului, țara Drașovaia, nu zic țara Drașovaia, fiindcă mi se pare că este în Drașovaia și nu Ardealul. Ardealul este un cuvânt care provine din limba maghiară. Așa că aceste porți de lemn cu trei scriuși acoperiști sunt pe multe generații. Din păcate, ele se pierd în ziua de azi, că au cu modernismul, policarburat, au apărut felul forjat și cei care cred că ei sunt mai moderni, încearcă să desfințeze aceste părți. Dar domnul Constantin Tudose a avut grijă să le primordializeze în această carte. Care va rămâne pe veci? Știți cum este? Vorba doar să rămâne, cartea va rămâne pe veci. Mersul domnului Tudose, care este cei care știu să apreciem această activitate, o facem astăzi, dar a mergului, în totalitate, va fi după ce dânsul va fi, știți cum e. Așa este la noi români, apreciem oamenii după ce nu mai avem. Dar, cartea de rămâne, rămâne ca și o monografie a statului nostru, avem o atestare documentară de la 1410, dinainte municipiului Bacău. Deci, una ca și este atestată documentară în anul 1410, 69 ani de atestare documentară. Practic suntem Murakași, deci locuitorii au fost din totdeauna, au fost găsite vestigii din perioada romană, cu dinarii, cu împăratul Traian, deci erau locuitori daci și atunci în lucrarea noastră. Apoi au luat ființa această frumoasă localitate, Dăvânteni, Moldoveni de acum, dar nu ne uităm cu origine, ne iubim în frații, am făcut întâlniri cu frații noștri din Bucăștia Buslavă. Mulțumim domnului Nicolae Marghiol pentru atenția care ne-a dat despre domnul Filip Botez, care a văzut că la Cașină se poate că sunt un potențial bun și interesant pentru întreaga Românie și întreaga Europa. Vă mulțumim încă o dată, cam asta este comuna Cașină în inima, deci nu m-a spus nici jumătate din ceea ce este comuna Cașină. Pentru mine e dintre totul, e dintre locul unde m-am născut, unde am crescut, unde am ajuns să fiu primar ales al acestor oameni africi. Să știți că comuna noastră Cășunenii sunt oameni africi. Nevestele Cășunenii sunt mai africe ca și Cășunenii, fiindcă a fost nevoie să se crească singurii pruncii, ei trecând cu nepoți, în căroșie, până chiar au ajuns și în dincolo de mic. S-a ajuns cu căruța. Vă dați dumneavoastră seama cum în ceva cei oameni să ducă cu căruța cu baie, cu de cum se făceau dincolo din ei. Dar au făcut gospodării frumoase, au făcut aceste porți frumoase, înalte, prin care trebuia să se ia și căruța cu vânt, încărcată și cu celelalte bunătăți care aduceau ei acasă de culoase gospodării. Mulțumim mult! Mulțumesc frumos și eu! Iar la anul, când vom la Cașin vom face asta, sper ca să fiu iar primar. Dacă nu vă spun primar, pot să vă fie alături de comuna mea, dar vă promit că vă fi primar cu primar acolo și că vă fi ceva mult în cuvânt. Vă mulțumim foarte mult pentru ajutor, pentru prezentarea făcută. Îl invit acum pe domnul Bujor din partea Comunei Dăuteana, domnul primar. Nu am un pic, domnul Botez, în ce spui domnul Bujor? Am o carte pe care o urmăresc dumneavoastră, să o mânați domnului Ținut de Brașoveanu,
sigur. Îmi pare rău că Dumnezeu nu este astăzi aici, dar ai probabil treburi mai importante de rezolvat pentru Dumnezeu. Pe această carte am urmărit de studii mii absență fugă, pe poate le facă fugă, de pe plaiuri iuridice, din sud-vestul de sub Bacău, dăruim cu mult respect această carte omului, Florin Brașoveanu, care a reprezentat și reprezintă de sub Bacău cu cinste și omenie, cu multă considerațiune, cu mult comunicat și atât de tot. Mulțumim foarte mult. Mulțumim. Vă rog. Toți spun un singur lucru.
Așa am prins eu de la bunicii, de la răzbunicii noștri. Da. De fiecare dată, cel puțin o dată, 31 decembrie, începând cu orele 11:30, la noi pe această scenă, într-o suprafață de 350 de metri pătrați, vin cu date, cu obicei, cu plumbușorul, urși, ursari, dăboșari, ieroz. Avem multe de văzut în localitatea noastră. Pot să vă spun că avem și câteva puncte turistice care ele nu au fost încă remarcate și nu sunt prinse în turismul românesc, din diferite motive, dar vă aduc la cunoștință că avem două izvoare care folosesc numai la bord interne și la această oră ne aflăm cu apa pentru probe la Institutul de Balneologie în București. O să primim un rezultat stereopozitiv și apoi încercăm să le dezvoltăm. Avem un barometru natural. Barometru natural care este singur din România, cu care indică în fiecare zi, dacă plouă sau nu plouă, starea vremii. N-aș putea să vă spun prea multe despre el, doar atât să vă invit să vedeți despre ce este vorba. Localitatea noastră are obiective anul acesta, la data de 8 septembrie, împlinește 583 de ani, deci asta înseamnă că în anul 1436, la data de 8 septembrie, a fost înființată și a avut prima atestare documentară. Mai avem și altceva, ceea ce nu au mulți alții. La noi, în localitate, între Dofteana și Dărmănești, în anul 1440 a avut loc și a fost înființată prima sondă din România, prima sondă din România care s-a extras petrol manual. Se află plasată undeva între Dofteana și orașul Târgovna. Vă invit, sau a spus, probabil, probabil undeva să și-ați văzut. Între timp, avem aproape 10 ani de când suntem primit în această asociație. Am vizitat împreună cu domnul președinte Nicu Maledeu, care avem și o relație destul de bună, atât țara cât și în unele țări din Uniunea Europeană, acolo unde au fost primite mai multe localități în această asociație, toate localitățile care au fost primite și am participat, inclusiv și eu. Vă spun, sunt localități medievale de tipul Spania, Franța, Italia, localități mult mai mici decât noi, care au până într-o mie de locuitori, mulți dintre ei, iar noi, când ne-am spus că avem o localitate de 12.000 aproape de locuitori, chiar să vă spun că este de 3 ori sau de 2 ori mai mult, cel puțin, decât orașul slăvit Moldova. Aș încheia spunându-vă mai multe, dacă veniți la Dofteana pe data de 8 septembrie, când sărbătorim cei 583 de ani, încheiem faptul și mulțumim domnului Nicu Maledeu, toți cei din acest staff care de fiecare dată ne-au consiliat, de fiecare dată au fost alături de noi și noi, așa cum am promis, inclusiv în toate campaniile electorale, mai avem multe de lucru. Vă mulțumesc! Scurta prezentare făcută. Știm că aveați mult mai mult să ne spuneți, din păcate timpul este limitat. Îi invit pe domnul primar Comunei Dofteana, ală, Comunei Palanca, ne-am scuzat, și apoi la fel o scurtă prezentare.
acum de atragere de fonduri europene, nu-i așa de există. Și domnul este un veteran, eu al vârstei, și e un mandat. Și din câte știu, Palanca s-a remarcat în momentul în care a venit din statul Sudie și a remarcat prin acele produse tradiționale care pot deveni branduri ale județului din Bacău, se poate lucra la acest lucru cu sprijinul domnului. Au devenit la Bărăcescu. Da, perfect, o să ne vorbim despre acest lucru. Vă străbun în ce din adevărat și ea cea vândă nu a spus. Da, 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 cu da, să vezi povestea. Sigur, domnule. Mulțumesc. Introducere. Stimate domnule președinte, domnule director, nu pot începe cu această prezentare fără să vă mulțumesc și așa o să și termin. Să vă mulțumesc că ați depus o muncă extrem de mare și asiduă ca să formați această asociație a celor mai frumoase sate din România. Uitați, asociație care după 10 ani de la înființare ne și premiază cu aceste plachete. Vă mulțumesc, suntem onorați să primim aceste plachete și să le instalăm atunci când ați venit, în mod oficial, să le instalăm în satele noastre, care, într-adevăr, sunt frumoase. Satul Giubieș, despre care se face vorbire și care astăzi, cu onoare, primește această plachetă, este sat component al Comunei Palanca din județul nostru. Alături de unul de patru sate, Popoiu, Palanca, Bărești și Pajice. Despre satul Ciuieș se știe din istorie de pe anul 1648 ce a fost înscris și trecut acolo de către Vasile Lucu și de către Mirol Costin și de către Pădicarii Moldovei. Se amintește mai apoi despre acest sat. Ca și așezare, suntem în nord-vestul județului, ca să nu doar cel prezentare din sud-vest județului, după aceea Dofteana în vest, și noi, iată că am ajuns să ne prezentăm din nord-vestul județului Bacău. Comuna Palanca are un număr de 3.441 de locuitori, mai mică decât comunele anticorbitorilor noi, dar să știți că suntem comunitate cu inimi mari. Comuna a fost străbătută în cele două războaie mondiale de cele două linii ale frontului, așa că este Ciumeșul, este o localitate încărcată de istorie. Au murit mulți oameni acolo, se spune că într-un loc așa de încărcat de istorie, dacă s-a pe jumătate de metru, dai de sânge de erou, dacă s-a pe un metru și jumătate, dai tot de sânge de erou și tot așa. Și tot așa. Acești eroi noștri care s-au zbătut pentru noi, care au fost lupte, ca să putem trebuie și astăzi să câștigăm premii, să ne lase acest pământ binecuvântat de Dumnezeu. Păstrătorii tradițiilor neamului nostru, în momentul de față, sunt cei de la copiii de la ansamblul folclorii la Forțele Neamului, l-am numit așa pentru că ne aflăm cumva la Forțele Neamului, ca și cașilor. Trecătoarea dintre Moldova și Ardeal se realiza nu doar atunci, și acum, prin pasul Ghimeș-Palanca. Deci, pe rândul, acolo exista o graniță vechi, unde pe o parte și pe alta a căreia se făcea micul trafic de frontieră, din comerț între cetățenii dintre cei din Ardeal și cei din Moldova. Încercăm să modernizăm satul nostru, atrăgând fonduri europene și numai, astfel încât cei care vor să ne viziteze comuna și satul să aibă ce să vadă. De asemenea, cetățenii satului, a comunei noastre, se ocupă de exploatarea rândului în mod special și de creșterea animalelor. Prepararea acelor mâncăruri tradiționale
rețetele avem de la strămoșii noștri, predomină satul Ciuleș. Avem deja produsele din păstră, păstrăul afumat încet, încet de grav, zacuscă de păstră, prânz de păstră. Laptele se prepară într-un mod special, după o rețetă proprie zodiei de munte. Avem brânză în coajă de prat, brânză la burduf, caș, terenă și toate acele produse făcute în sistemul ecologic. Cum vă spuneam, nevednicirea principală este exploatarea de masele noastre, așa cum vedeți, mai avem pădure multă, se și regenerează, dar trebuie să intervenim, să și exploatăm, pentru că, bineînțeles, în regim silvicultural, pentru că dacă n-am exploatat, la stațiunea noastră bună, ar crește grav și din asfalt. Dacă n-ar interveni, omul ca să reglementeze acestea. Avem o faună extrem de bogată în satul Ciuleș și nu numai, și în celelalte sate, dar imaginele acestea sunt strict de acolo. De la voi. De asemenea, în fiecare an sărbătorim Ziua Eroilor și, în mod special, sărbătorim pe Emil Reveanu, cel care este un erou emblematic pentru noi, cel care a fost militar în armata austro-ungară, dar, vrând să treacă în armata română, a fost prins de către unguri, declarat dezertor și a fost înconjurat în fața lucrurilor. A lăsat o limbă de moarte să fie înmormântat pe cuvânt românesc, așa că el a fost înconjurat la Gimeș, mai apoi, în 1991, mare scriitor, fratele lui Emil și bunatul acestuia l-au dezvolvat, au scos din proapa comună de la Gimeș și l-au înmormântat în comuna Palanca, pe cuvânt românesc. Sunt multe de văzut în comuna Palanca, avem obiective și elemente de cult care trebuie să văzute acolo, la locul lor. Avem un muzeu de etnografie și istorie care poate fi vizitat, avem expuse și acolo. Așa că mulțumirea că ne-ați premiat astăzi și că ne-ați fost alături de 10 ani. O să închid și vă invit să ne vedeți la noi acasă. Prin acel foc, cred că e unic în zona noastră a
numai a județului, ci și a Moldovei, focul intervenire care se face tot în fața bisericii. Dar pentru toate acestea, poate foarte pe scurt, îl rog pe domnul director, apoi să le prezinte. Vă rog să confiscați să diseminezi de plachete. Pentru oprirea inamicului de a intra în Moldova.
în 1916, în noaptea de 14 spre 15 august, care primul erou cavalerist Nicolae Macarie la Poiana Sărată, mormântul lui fiind în fața bisericii din Poiana Sărată. Noi sărbătorim anual, facem manifestări culturale-artistico-religioase, militare-artistico-religioase, la 15 august. Tocmai din această cauză, pentru că noaptea de 14 spre 15 august, când trupele române primeau ordinul trece în batalioane române Carpaxii, avea primul erou Nicolae Macarie. Despre Comuna Oriful se pot spune foarte multe lucruri. Concomitent cu activitate economică a forestierilor, silvicultorilor, a pomicultorilor, cultura a fost un factor de mănânchiere a energiilor acestor oameni pentru făptuirea idealurilor lor. În 1903, bunicul mare noastre actrice Olga Tudorache, preotul doctorand Ioan Tudorache, pune bazele primului cor mix sărănesc oicuzean, deci în 1903, cor care ființează până în zilele noastre. În 1926, marele doctorand Nicolae Iorga vin în Oituș și sfințește drapelul secțiunii Oituza Liticulturale, prilej cu care scrie articolul un sat model în revista Neam Românesc pentru Popor. Noi organizăm, cum v-a spus, anual manifestări militare-artistico-religioase pe 15 august și vă invităm în fiecare să aveți posibilitatea să treceți prin Oituș să vedeți aceste manifestări. Cinstim eroii noștri prin ceea ce reprezintă două cimitire mari în Oituș, cimitire internaționale de onoare în Oituș și Poiana Sărată și prin ceea ce reprezintă un obiectiv deosebit, monumentul eroilor cavaleriști de pe Mamelonul Virtuloșca, de pe dealul Poșna, monument inaugurat în anul 1930, în prezența reginei Maria, a regelui Carol al II-lea și al celui care va deveni regele al României, atunci era mare voievod de Alba Iulia, regel Mihai I. V-aș putea spune multe lucruri despre comuna noastră Oituz. Eu am venit aici în mijlocul dumneavoastră cu un grup din formația corală, pentru că păstrăm această activitate corală în Oituz cu sfințenie, suntem prezenți la manifestările culturale care se desfășoară în comuna Oituz, în județul Bacoșu, pe plan național. Avem destule filme pregătite cu acest sport și probabil ca să urmări comuna Oituz prin ceea ce a fost difuzat prin televiziunea Ieșeană în mod deosebit. Vă mulțumesc pentru că v-ați ascultat. Asta vreau să-i